Noi avem astăzi în rezervele băncii naționale 10 de miliarde de lei, banii băncilor comerciale, statul achită 375 de milioane de lei pe an pentru acești bani care stau morți în Banca Națională. Propunerea mea este simplă. Ca să folosim acești bani, ca tinerii specialiști, tinerii familii, să poată procura apartament din ipotecă cu 0% pe an. În raionul Rușcani, banii personali de mei au fost investiți 2 milioane 300 de mii de lei, pavaj, terenuri de joacă și multe alte proiecte. Eu, în toți anii ăștia, cât unul umbla cu culioasele, alții cu principii și valori, de bani personali declarați pentru care am achitat taxele, am investit în orașe și sate din Republica Moldova 55 de milioane de lei. Noi nu mergem azi să promitem cum o fac tot cei care v-au promis că scot miliarde de pe cetățeni. Noi nu vom putea face nimic în țară dacă prima nu dizolvăm Parlamentul și organizăm alegeri parlamentare anticipate. Dacă nu comandăm un plan clar pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ce ține economia, agricultura și transportul. Planul, acei care au furat milioane și sute de milioane sunt liberi, dar o femeie din Drochi au condamnat-o la 6 ani de închisoare cu 5 copii, că nu a întors datoria de 11.000 de euro. Deci poate ei vinovată, poate o greșit femeia asta, dar oare sunt toți egal în fața legii? Noi n-am să avem nici un viitor dacă nu curățăm sistemul. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.